Bun găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori! Iată-ne din nou împreună într-o călătorie duhovnicească, într-o nouă călătorie duhovnicească. De această dată vom poposi în vechiul Canaan, sigur cu destinația Ierusalim. Și dacă este cu putință, Ierusalimul cel de sus, pentru că nu e așa. Acesta este scopul călătoriei noastre, scopul misiunii noastre și scopul întâlnirilor noastre, să parcurgem împreună acest drum, acest itinerar atât de tainic, atât de înalt către Ierusalimul cel de sus. Așadar, în căutarea luminii lui Hristos, în căutarea slavei lui Dumnezeu, împreună, la numai câteva minute, zeci de minute de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, nici nu am apucat bine să ne strângem în brațe, să ne îmbrățișăm și iată-ne din nou împreună. Întâi de toate vă doresc tuturor celor care ați ajuns acasă o masă binecuvântată, un ospăț binecuvântat, după ospățul cel dumnezeiesc. Și de asemenea vă mulțumim că ne primiți și pe noi, ați pus un tacâm și pentru noi, ne primiți și pe noi în casele dumneavoastră. Suntem impresionați mai cu seamă de mesajele care vin din mai multe părți ale unor persoane, ale unor oameni, să le spunem telespectatori, care nu sunt numai decât în biserică sau nu sunt creștini practicanți, poate doar au participat la o slujbă doar la Sfântul Botez, când s-au botezat, sigur vorbim de o participare fizică. Și iată, astăzi, poate după mulți ani, multe decenii, multe peripeții, multe călătorii, după acest periplu de zeci de ani, de 40 de ani în deșertul acestei lumi, mulți ne spun că simt acasă, se simt acasă, mai cu seamă cei din diaspora, că se simt acasă în cadrul acestei întâlniri. Mă bucur, nu pot să mă bucur mai mult de altceva decât de acest lucru, fiindcă acesta este sensul emisiunii, scopul emisiunii. Și mai cu seamă să știți, și nu vreau să supăr vreun creștin acum, chiar pe cei pe care ne bizuim atât de mult, ne sprijinim atât de mult, dar exact ca la Evanghelie, foarte mult mă bucur când aud un nehotărât, un necredincios, să-i spunem așa, un om care se îndoiește sau nu are niciun fel de preocupare religioasă și îl auzim că sună sau vrea să intre în discuție cu noi. Este un lucru absolut minunat, fiindcă vom vedea și astăzi, nimic nu doare mai mult decât să fii ignorat. Nimic nu doare mai mult decât să treacă omul nepăsător pe lângă tine. Adică, iată, Hristos este în stare de jertfă, Hristos se urcă pe cruce din iubire pentru om și omul trece nepăsător pe acolo, eventual clătinând din cap, așa, reprobator, să spunem, dacă ești Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și ne vom închina ție, mă voi închina ție. Mare bucurie este când primim aceste semnale. De fiecare dată avem mai mult sau mai puțin de la Dumnezeu această veste bună că sunt și oameni care doresc să rămână anonimi, nu doresc să intre în legătură cu noi, dar privesc cu, nu știu dacă interes, dar cu o
pace privesc emisiunea noastră. Înseamnă că, într-un fel, ne-am atins scopul, pentru că, așa cum am declarat, să spunem, am mărturisit de la început, treaba noastră este să arătăm, să mărturisim despre frumusețile lui Dumnezeu, despre chipul slavei lui Dumnezeu, despre bucuria de a-L fi întâlnit, de a-L cunoaște și de a trăi cu și în Dumnezeu. Asta este. Toate celelalte se diluează, toate celelalte lucruri care, sigur, privesc cetatea, privesc lupta, viața noastră, furtunile prin care trecem. Totuși, una peste alta, credem că a fi îmbarcați în această corabie este un lucru absolut minunat și o binecuvântare de la Dumnezeu. Prin urmare, atunci când cauți spre lumină, când cauți lumina, nu mai ai timp să blestemi întunericul. Asta este treaba noastră, nu ne ocupăm cu blestemat întunericul, ci cu aprinderea unei luminițe fizice pentru căutarea luminii celei nezidite, celei neapropiate. Astăzi, Sfânta noastră Biserică prăznuiește, pomenește, face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Absolut excepțional acest sfânt, formidabil, ce viață, 113 ani, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu sunt cuvinte ca să vorbim despre înălțimea luptei acestui om. Trebuie însă să amintim că avem și noi un ocrotitor în cer, sigur, și pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, dar și pe cineva care s-a născut în zilele Sfântului. Vorbesc de 10 februarie, în ziua Sfântului de 10 februarie, cuviosul Iustin Pârvu. Și cu adevărat că fericitul acesta, părinte, iertați-mă că îndrăznesc așa, dar s-a ridicat la măsura chemării ocrotitorului său, Sfântul Sfinții Mucenic Haralambie. Prin toată viața sa, prin mărturia sa, părintele Iustin s-a ridicat la chemarea Sfântului Haralambie. Așadar, și ziua de naștere a părintelui Iustin Pârvu, de naștere în lume, fiindcă el are o zi de naștere în veșnicie, parcă 16 iunie, dar vă rog să mă iertați dacă am prea multe date în cap și am greșit acum. Așa, deci vorbim de Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie. Avem o biserică aici care îl are ca ocrotitor și astăzi a fost, înțeleg, sigur, pe lângă hram și o slujbă frumoasă cu mulți preoți, episcopi, cu sfinte moaște, o lucrare frumoasă, o lucrare dificilă în zona aceea, dat fiind locația geografică, să-i spunem așa, dar frumoasă, frumoasă, mulți oameni, mulți credincioși care au evlavie la Sfântul Mare Mucenic Haralambie. Și de asemenea, iată două sfinte fecioare. Ce minunat! Două sfinte fecioare, sfintele mucenițe Enata și Valentina. De asemenea, biserica prăznuiește astăzi și pe Sfântul Mucenic Pavel. Duminica în care ne vorbește Dumnezeu despre femeie din nou, singura duminică, singura evanghelie și singurul loc din Scriptură, începând și chiar cu Cartea Facerii, cu Vechiul Legământ și până la, să spunem, Cartea Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul, nicăieri, niciodată Domnul nu are o exclamație, un vocativ din acesta, mai cu seamă că suntem într-o epocă în care femeia este disprețuită, adică în vremea Mântuitorului, când era
pe pământ, în lucrarea sa pământească, să spunem, mai cu seamă în epoca aceea când femeia era disprețuită, nu avem o asemenea exclamație referitoare sau în legătură cu credința unui om. O femeie, mare este credința ta. N-a spus-o nici ucenicilor, apostolilor, nici sfinților, nici măcar Sfântul Ioan Botezătorul. Nici măcar Sfântul Ioan Botezătorul, măcar că este numit de către Mântuitorul cel mai mare om născut din femeie. Deci avem astăzi o păgână, o cananeancă disprețuită de semenii epocii sale, disprețuită de iudei, dar prețuită de Dumnezeu. Atât de disprețuită încât se pune pe sine, se consideră pe sine ca o cățea și mai rău decât o cățea. Iată, Hristos, Mântuitorul lumii, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, se face om ca să desființeze pentru totdeauna discriminarea între bărbat și femeie, între sărac și bogat, între rob și slobod, între stăpân și sclavi. Desființează pentru totdeauna separările astea, segregările acestea, dacă vreți, dintre oameni, distanțele dintre oameni. Vine, se așează în centru suferinței lumii acestea și cuprinde în brațe pe toți, astfel încât toți să ne numim frați. Sigur, sună idealist, sună de tipul ideologiei umaniste, dar să știți că acesta e adevărul. Hristos ne-a cuprins, ne cuprinde pe toți în sine și mai mult decât atât ne va arăta că această femeie care este considerată de către evreii vremii ei o subspecie, în orice caz nu om, orice altă specie, dar nu este nici animal, o subspecie de om, va găsi, în această femeie va găsi Dumnezeu un asemenea diamant, o asemenea piatră prețioasă, încât va fi nevoit să se exclame: o femeie, mare este credința ta. Sigur, avem însă un model care copleșește cu totul și firea omenească pe Preasfânta sa Maică, pe Maica Domnului, care, bineînțeles, așa cum știm de la Sfântul Siloan Atonitul, care a primit cuvântul chiar de la Maica Domnului, aceasta n-a păcătuit nici măcar cu gândul vreodată. Iată ce minunată este întâlnirea de astăzi, călătoria de astăzi. Mergem acolo unde odinioară, pe vremea patriarhilor, stăpâneau cei din Canaan, cananiții. Iată, astăzi îi vedem smeriți la capătul țării, la marginea țării, în ținutul Tirului și al Sidonului, acolo unde ei, totuși cei izgoniți, stârpiți, ies în căutarea Mântuitorului. Foarte interesant. Iar cei care și pentru care a venit Hristos, poporul ales, îl vor izgoni, îl vor repudia, îl vor răstigni. Așadar, Duminica Cananencii, un cuvânt de învățătură de la înalt preasfințitul Părinte Teodosie, după care mergem în călătorie împreună, ne îmbarcăm în corabia noastră, nu imaginară, nu ipotetică, și nu vorbim de o figură de stil sau metaforică, ci nu de un car alegoric vorbim, ci de o corabie reală, o corabie numită Biserica Cea Una Mântuitoare, apostolică, în care toți sunt chemați să se mântuiască, toți, inclusiv cananeanca, inclusiv samarineanca. Poate să fie și aborigen, poate să fie și musulman, poate să fie și japonez. Foarte interesant, după cuvântul Chiriarhului, vă voi spune un cuvânt al
învățătorului, să-i spunem așa, învățătorului islamului, al învățătorului religiei mahomedane, care vorbește despre Iisus Hristos, Fiul Fecioarei, ca cel care va veni la sfârșitul lumii ca judecător. Absolut fascinant, dar aceasta după cuvântul chiriarhului. Mai avem 4 săptămâni până când vom începe postul cel mare. Întotdeauna, înaintea duminicilor pregătitoare pentru postul cel mare, avem duminica a 17-a după Rusalii, aleasă pentru pagina Sfintei Evangheliei care s-a citit astăzi, în legătură cu o femeie păgână, hananiancă, din părțile Tirului și al Sidonului. Mântuitorul Hristos vorbise cu fariseii și le arătase că ei se apropie de Dumnezeu numai cu buzele, dar cu inima erau departe de Dumnezeu. Și iată el care spusese ucenicilor săi, mergeți mai ales sau mai întâi către oile cele pierdute ale casei lui Israel, iată, părăsește Țara Sfântă și vine în părțile Siriei, unde el, a toate văzător și a toate știutor, știa că aici este o femeie păgână, dar cu o credință mai puternică decât credința iudeilor, mai ales a fruntașilor iudeilor. Cum a intrat în aceste hotare, femeia a auzit și a început să strige: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Striga, striga și Iisus nu mai răspundea. Atunci ucenicii s-au mirat că strigă o femeie și nu-i răspunde și spun: Doamne, slobozește-o, că strigă în urma noastră. Ei mergeau mai departe și în mod neobișnuit Mântuitorul nu-i răspundea. Dar le-a răspuns ucenicilor: nu sunt trimis decât numai către oile pierdute ale casei lui Israel. N-au avut ce să-i mai spună. Femeia striga mai departe și a venit înaintea lui. A genunchiat și a zis: Doamne, ajută-mă! Atunci i-a răspuns: nu este bine să iei pâinea copiilor și o arunci câinilor. Ce cuvânt greu! A asemănat-o pe femeie cu câinii. Era o formulă potrivită, pentru că ea nu știa să se închine Dumnezeului celui adevărat, era păgână. Se închina idolilor. Cu toate acestea, ea striga că cel care a venit acolo este urmașul lui David, fiul lui David, cum îl numeau prorocii. Și chiar dacă a fost asemănată cu câinii, nu s-a oprit din stăruința ei și a spus: Doamne, așa este, mă asemăn cu câinii, sunt necurată, sunt păgână. Dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și atunci Mântuitorul, în auzul tuturor, i-a răspuns femeii: o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Iubiți credincioși, când ea a căzut în genunchi și i-a zis: Doamne, ajută-mă, iată,
i-a fost mai credincioasă decât învățătorul de lege, care știa că trebuie să vină Mesia. Și nu i s-a adresat cu Doamne, i-a zis: învățătorule, știm că ești omul adevărului, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Femeia nu i-a zis învățătorule, care înseamnă un mijlocitor. I-a zis direct, cu o credință neîndoiernică: Doamne, adică Tu ești Dumnezeu, Tu poți să mă ajuți. Toate țin cu putință, chiar dacă eu sunt femeie păgână, dar eu cred că Tu ești Dumnezeu, de aceea să mă ajuți. Și cum a ajutat-o? Pentru credința ei. Credința ei era mare, mai mare decât a fariseilor, care erau învățători de lege și îl cinsteau pe Dumnezeu, pe Iahve, Dumnezeu cel adevărat, dar îl cinsteau cu buzele, ca unii care știau legea și învățau. Nu îl cinsteau cu inima, pentru că voiau să fie ei cinstiți. Învățau poporul ca niște superiori de sus și disprețuiau pe cei neștiutori și așteptau ca poporul să se aplece înaintea lor, să-i numească rabi. De aceea Mântuitorul le va spune ucenicilor: voi să nu vă numiți rabi, căci unul singur este învățătorul vostru. Și iată, cine va voi să fie mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. De aceea vedem noi astăzi, cu atâta limpezime, că Hristos se descoperă și păgânilor, că îi cheamă pe toți la mântuire. El nu s-a contrazis când a zis: mergeți mai ales către oile cele pierdute ale casei lui Israel. El a cutreierat Țara Sfântă, dar a găsit în Țara Sfântă și multă îndoială, și multă nepăsare, și multă fățărnicie, cum a găsit la farisei, mult formalism. A trecut hotarele Țării Sfinte ca să le arate ucenicilor și fariseilor și mulțimilor că și între păgâni sunt credincioși. A mai avut aceste momente cu sutașul care era păgân și când l-a chemat să-i vindece copila care era bolnavă, a zis: zi numai de la distanță, că nu sunt vrednic să intre în casa mea și se va tămădui copila mea. Și Mântuitorul a zis: nici în Israel n-am aflat atâta credință. Sunt mai mulți păgâni pe care i-a dat de exemplu Mântuitorul iudeilor. Credința pornește dinăuntru fiecăruia și nu alege nici neamul, nici religia. Iată, cei care aveau religia cea revelată, iudeii, mulți dintre ei s-au depărtat și unii dintre păgâni s-au apropiat și au depășit pe iudei. De aceea, iată, și în vremea noastră sunt mulți oameni care află credința și o află nu numai de la părinții lor creștini, ci sunt oameni care de la distanță caută credința. Unii o caută și prin știință, pentru că și știința adevărată îl descoperă pe Dumnezeu. Și omul de știință sincer se apropie de Dumnezeu. Păgân este acela care știe credința, dar nu o împlinește. Și iată, iubitor de Dumnezeu și împlinitor al voii lui Dumnezeu, este cel care caută credința, o găsește înăuntrul său și vrea să o găsească aievea și în adevăr să se întâlnească cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, femeia cananiancă, în durerea sufletului său, căci fiica sa era rău chinuită de un diavol,
întâmpină pe Mântuitorul și își arată credința sa. Și noi avem fapte păgânești, chiar dacă suntem creștini. Adeseori nu facem numai binele, ci facem și răul. Să luăm exemplu femeii cananiene, să mergem la întâlnirea cu Mântuitorul, să mergem cu credință, cu stăruință, să primim nu numai bucuria de la Dumnezeu, ci și bătaia, și boala, și suferința, și nedreptatea. Și să-L căutăm necontenit pe Dumnezeu, că El ne întâmpină de câte ori îl căutăm, dar să-L căutăm cu credință, cu stăruință, cu răbdare, cu dragoste și jertfă. Și dacă prin credință îl vom întâlni și vom cere ceea ce este de folos pentru sufletul nostru, pentru biserica noastră, pentru nevoile aproapelui, El ne va spune: pentru că vii la mine cu smerenie, cu credință, cu dragoste și jertfă, împlinească-se ție dorința ta. Ajută-ne, Doamne, și răspunde-ne nouă la credința, pocăința și nevoința noastră cu acel răspuns pe care l-ai dat femeii hananiene. Fie ție precum voiești și să ne se împlinească dorul și dorința spre mântuire, care trebuie să fie cererea noastră neîncetată în răbdare, în nădejde, în smerenie și în stăruință. Doamne, ajută-ne și pe noi ca pe femeia hananiancă. Dumnezeule, Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește prea. Am revenit în direct, suntem din nou împreună, iubiți credincioși, dragi telespectatori, prea iubiți frații întru Hristos, mulțumim înalt preasfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de înțelepciune, o omilie la Evanghelia Cananencei, pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iată o întâlnire cu femeia, de cât de minunat s-a purtat Mântuitorul Iisus Hristos cu toate femeile despre care se amintește în Evanghelii, cât de delicat, cât de frumos, cât de mângâietor. Și dintr-o dată avem o postură cu totul și cu totul nouă. Nu numai că nu este delicat, ci dimpotrivă, am spune că este chiar brutal. O calcă în picioare pe cananeancă, o zdrobește, o și provoacă, bineînțeles. Întâi de toate o ignoră, o ignoranță, cum am putea să-i spunem, suverană, din aceasta care te provoacă la, în sfârșit, te tulbură, îți răscolește umorile apoase ale corpului, după aceea, bineînțeles, o jignire fără de margini. Și cu cine? Vorbește cu o femeie zdrobită de durere, o femeie care țipă, își răcnește, își zbiară durerea inimii, cea care are acasă un copil demonizat, ferească Dumnezeu, mai bine să nu știți ce înseamnă lucrul acesta. În orice caz, poate că nu este nimic mai rău decât să stai în casă cu o persoană demonizată, posedată, și dacă aici mai e vorba să fie și copilul tău, asta este iadul. Este, sigur, văzut totuși pe înghicitură, pentru că iadul cu mult mai mult. Așadar, o suferință dincolo de puterea omului, dincolo de capacitatea sufletului de a îndura.
odată iubirea părintelui pentru copil și al doilea că boala aceasta, specificul acestei boli este cu totul și cu totul devastator, adică ucide totul, totul în jur, pârjolește totul în jur, pentru că posesia de un sau, dacă vreți, demonul are această incapacitate, nu are milă, nu are milă. Iar acestui veac în care trăim, deși suntem în avânt al umanismului, a drepturilor omului, al iubirii, veacului acestuia însă îi lipsește mila. Și atunci, iată, ne vedem față în față cu un Dumnezeu cu totul și cu totul desfigurat față de icoana pe care o avem înaintea ochilor noștri de fiecare dată când ne întâlnim cu Hristos, chiar și în Evanghelii, dacă nu ne-am întâlnit încă față către față. Și cu toate acestea, iată, îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos intransigent, exigent, dur, am putea spune chiar cu o lipsă de minimă politețe, cu o lipsă de minimă cuvință față de o persoană aflată în suferință. De ce toate acestea? De ce tace Dumnezeu, deși în fața lui se află o asemenea persoană, de o asemenea valoare duhovnicească, și Dumnezeu totuși tace? Sigur, tace Dumnezeu pentru că face și o școală duhovnicească cu noi. Dumnezeu n-a venit să ne mântuiască cu forța, zice, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Foarte interesant, o să vorbim odată despre asta, deși este Domnul păcii, iată, paradoxal. Dumnezeu, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat este un scandal, paradox peste tot, peste tot, pe unde merge, produce scandal cu lumea. Dar zice, iată, voi nu sunteți din lume. Eu v-am ales din lume pe voi, pentru că dacă ați fi din lume și voi v-ați scandaliza. Țineți minte episodul atunci când Dumnezeu le-a spus, când Iisus din Nazaret, să spunem așa, le-a spus, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Părinții voștri și Moise și au mâncat mana în pustie și au murit. Dar iată, dacă nu veți mânca pâinea aceasta care s-a pogorât din cer, nu veți avea viață în voi. Doamne, ce-i cu omul ăsta? Este stricat la cap, iertați-mă, dar este o concluzie chiar a celor din jurul lui, încă și apropiații lui, cumva ca să scape de pecetea asta că sunt tovarășii unui om cu probleme, spun, lăsați-l că nu e prea bine. E smintitor să citiți în Evanghelie lucrul acesta. Și cu toate astea, deși pleacă aproape toți, rămân ucenicii cei 12 și zice, voi de ce n-ați plecat? Voi nu v-ați mintit de asta? Și a zis, noi am gustat pâinea asta, unde vom merge? Că nu ne mai satură nimic altceva. Unde să plecăm? Când pâinea aceasta ne satură, oricâtă altă pâine am mâncat, aceea nu ne mai satură, oricâtă apă am bea, aceea nu ne mai adapă. Și însetăm și înfometăm tot timpul dacă nu suntem lângă tine. Bine, dar vrei să fii creștin? Vrei să mă urmați? Da, păi da, dar trebuie să mă urmați până la cruce. Ce altceva crezi că înseamnă să fie creștin? Crezi cumva tu, care zici creștin, că vei scăpa de cruce? Sau la ce altceva te aștepți decât la cruce? Dacă te aștepți la altceva, atunci hai să vedem despre ce creștinism vorbim. Și când spunem cruce, ce înseamnă? Iată, aceasta este cruce. Această zdrobire extraordinară până la iad, a inimii și a trupului, de durerea iubirii pe care o poartă un părinte pentru copilul său, această zdrobire ține mintea în iad și nu deznădăjdui, Sfântul Siloan Atonitul vorbește despre experiența cananencei care ținea mintea în iad și inima ei era acolo de durere și totuși nu deznădăjduia. Atunci când îi spunea cățeao, ai venit la un ghișeu greșit, nu la mine, declină competența acestei autorități. Mergi în altă parte că nu e pentru cananene asta.
nu e pentru câini, aici nu este veterinar, aici este doctor de om, voi sunteți suspecie. Și cu toate acestea se duce la iad, zdrobită în durerea ei, umilită în smerenia ei sau smerită în umilința ei și cu toate acestea spune, venind, închinându-i se, spune, Doamne, ajută-mă, Doamne, ai milă de mine. După toate acestea, absolut extraordinar, icoana smereniei, icoana stăruinței în rugăciune. Sunteți în direct, avem o întrebare pentru un dar. Bine ați venit! Vă rog! Bună ziua! Bună ziua! Eu zic și Doamne ajută! Și eu la fel zic, Doamne ajută! Așa, vă rog! Femeia este asemănată cu un câine. Femeia cananeană, că bineînțeles. Da, așa este. Este și ea și fiica ei. Pentru că îi spune așa. Nu este bine să iei pâinea fiilor și să arunci, și să arunci, adică cu dispreț, știi cum arunci așa niște resturi câinilor. Vă dați seama ce jignire din partea lui Dumnezeu. Nici nu ne putem închipui pe Dumnezeu așa, dar vă dați seama din ce motiv a făcut asta? Ce extraordinar! A vrut să scoată, să arate că femeia aceasta care e zdrobită de durere, care în mod firesc ar fi trebuit să sară la gâtul ăluia și să-l ia de gât, să-i spune, nu mă mai bagiocori în suferința mea, cum poți să-mi faci așa ceva? Ea se smerește și spune, da, sunt cățea și mai rău decât o cățea. Dar măcar firimiturile care cad, deci nu că mi le dai tu, care cad întâmplător, adică cât ești tu neglijent și îți cad de pe barbă firmiturile, măcar acelea, cu acelea am dreptul să mă hrănesc. Măcar o firmitură din aceea să-mi dai și eu voi fi fericită. Sunt absolut copleșit de această cananeancă, pentru că acum câțiva ani am făcut o conferință cu care am fost în mai multe locuri în sfârșit, care se numea Femeie, de ce plângi? Frumusețea care va salva lumea. Poate că în sfârșit, când va fi timp, poate că o să reiau, pentru că e un omagiu adus femeii. Dacă Dumnezeu aduce un omagiu femeii, sigur, începând de prin Maica Domnului, atunci cu cât mai mult noi trebuie să cinstim femeia. Și pentru că dumneavoastră sunteți de același gen, o să vă dăruim o carte pentru răspuns. Ce v-ar plăcea să citiți? Nu ce-aș vrea să citesc. Eu am un nepot care se numește David. David? Un nepot care e micuț, dar v-ar să citească în clasa întâia. Dacă aveți ceva pentru el cu Sfântul David, Păratul David, ceva cu David. Da. Dacă aveți. Sigur că dacă da. Dacă e poniță măcar. Da, sigur că care da. Care îți dorește și nu găsesc. Poate acolo la librăria care vă sponsorizează. Da. Cum să nu? O să notăm și... Sunt doi frați gemeni, o fărioară, Sara și un frate David. Dacă se poate și pentru seara ceva, Sara, dacă nu pentru David, că astăzi am fost cu ei la biserică. Sunt tare mândră. Cum se numește fratele geamăn? Fărioară Sara. Sara? Sara și David. Sara da. E mai mare cu 5 minute. Cu 5 minute. Asta specifică mereu ea. Da. Păi știți cum? Întotdeauna femeia a luat-o înainte. Vedeți că bărbatul a fost spectator. În toată istoria omenirii, bărbatul a fost spectator. Slavă Domnului că a instituit... Numai din cauza ta m-am născut la 7 luni, că tu ai vrut să vin mai repede săptământul ăsta. Păi da. Și acum vă bucurați de nepoți. Să vă țină Dumnezeu sănătoși. Am o mare bucurie. Să ne lăsați adresa și deci, să ne pomeniți și pe noi. Sunt la biserică cu amândoi. Sara nu s-a împărtășit dacă el n-a mâncat. Sara a mâncat de dimineață și s-a mâncat. Câți ani au? 7. 7 ani. Interesant, da. Interesant, da. Bine, dar va fi ziua lor în februarie. În februarie, minunat. Dumnezeu da. să vă țină nepoții și să poate să vedeți și fiii nepoților. Oh.
Mi-aș dori, dar nu cred că se mai poate, dar Dumnezeu e mare. Nu, 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 nu limitați harul lui Dumnezeu. Păi tocmai de asta. Mare e Dumnezeu. Bine, vă mulțumim pentru telefon. Am simțit și o emoție binecuvântată. Așa de minunat este să întâlnești un om cu inima curată. Vedeți numai, oricum am fi, oricât am fi de apăsați, de întunecați, să vedeți numai cât de mult te odihnește un om care are cugetul curat, un om care nu are viclenie. Am întâlnit mulți, foarte mulți oameni care sunt lipsiți de viclenie. Sigur, greșim, suntem în fiecare clipă și cu gândul, mintea asta care e ca o gară, ca o aerogară în care intră sute de avioane, de nave, în sfârșit, dar fără post-control. Dar ce minunat lucru este să te întâlnești cu un om care are inima curată, nimic nu-ți mai trebuie, nici mâncare, nici băutură, un om care poate să iubească fără să judece, fără să cântărească, un om pentru care nu există răi și buni. Dacă găsiți un astfel de om, căutați să fiți în preajma lui și să, cum să spun, să aveți comuniune și prietenie cu astfel de om, cu astfel de oameni. Mare lucru este dacă nu avem să-i cultivăm. Sunteți în direct, bine ați venit, despre tăcerea lui Dumnezeu. De multe ori se întâmplă ca în suferințele noastre Dumnezeu să tacă sau să pară că tacă. Că tace. De fapt, Dumnezeu nu tace niciodată, ne răspunde, sau dacă tace, înseamnă că e posibil ca din pricina gândurilor noastre sau a lipsei de credință sau a îndoielii să nu-L auzim pe Dumnezeu care ne vorbește, care deja ne-a vorbit, care ne-a iubit pe când încă nu-L cunoșteam și ne căuta când încă noi nu-L vroiam și pe când încă eram vrăjmași. El s-a urcat pe cruce pentru noi. Știm că nu tace. Gestul acela vorbește pentru veșnicie și va vorbi în veșnicie. El are consecințe cosmice și veșnice, răstignirea Domnului. Totuși noi suntem așa de învârtoșați, dar de fapt așa de încăpățânați și poate că o încăpățânare binecuvântată, să așteptăm ca Dumnezeu să ni se înfățișeze, să avem o convorbire, o discuție față către față. Și de aceea poate că de multe ori nu ne dăm seama că ne răspunde, fiindcă noi zicem poate nu se mai fac minuni ca în vechime sau poate că eu nu sunt vrednic și dacă e suferința mare îți vine și gândul ăsta, s-ar putea ca de fapt poate că nici nu există Dumnezeu. E foarte periculos gândul ăsta și bineînțeles de aceea ar trebui să vedem ce înseamnă tăcerea lui Dumnezeu. Bine ați venit! Să rămână, Părinte, Doamne ajută! Fiți binecuvântat! Am început să recunosc timbrul ăsta. Da. Ce vreau să spun, Părinte, referitor la ce ne-a dat nouă Dumnezeu astăzi, în Sfânta Duminică, și la ce spuneți și dumneavoastră, tăcerea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu nu tace niciodată. Doar tace atunci când noi nu suntem de fapt auziți. Deci acea samarineancă, acea cananiancă, să zic așa, deci ea ce-l dă din tot sufletul. Deci Dumnezeu știa de fapt ce e la ea în suflet, cum știe de la noi toți, și pentru viitor, și pentru așa. Dar, de fapt, el se face că nu aude, dar femeia aceea, într-una, se smerea și țipa cu foarte tare. De ce se face, Doamne, că n-aude? Interesant. De ce? Să vadă că noi, de fapt, asta facem și ziua de azi. Dacă noi facem o rugăciune, două, și nu se îndeplinește nimic, zicem, nu mă mai rog, că nu mă mai rog. Uh-huh. Pentru că noi nu ne rugăm din suflet. Uh-huh. Adică ne dă o lecție, e vorba de o pedagogie. Da. Da, ne dă o lecție. Deci această femeie strigă din tot sufletul ei, din adâncul sufletul ei, Doamne, miluiește-mă. Da. Doamne, ajută-mă. Da. Deci pentru ea nu-i trebuia o mare minune sau o fărâmă, deci firmitura aia îi trebuia ei ca să se vindece fica ei. Deci
Vă dați seama cât de frumos. Dar vedeți ce interesant aici? Că mama strigă așa. Deși fiica e bolnavă, nu spune miluiește-o sau mântuiește-o sau ajută-o, ci miluiește-mă, de unde rezultă că mama sau părinții se identifică cu suferința copiilor. Și așa poate este. Câteodată părinții au suferințe mai mari decât ai copiilor. Să luăm numai o mamă de copil drogat. Copilul acela sigur că suferă, fiindcă este într-o robie, dar a ales drumul ăsta și îi se pare că îi place. Dar mama, sărăcuța. Iar un copil drogat, să știți că are manifestări de posesie demonică, adică sparge, se lovește, lovește pe cei din jur, adică noi trăim astăzi, societatea noastră trăiește astăzi, am putea spune, ca fenomen, nu ca un caz izolat al cananencei, aceste stări de posesie ale copiilor. Din păcate lucrurile așa stau și poate că bine ar fi să luăm aminte, măcar cum să ne rugăm, fiindcă societatea nu poate să-i ajute. Nu avem soluții pentru asta. Da, vă rog. Da, vă rog. Am mai spus și în alte emisiuni, noi ne-am mutat din Constanța, ne-am mutat la muntele Ceaclău, la poalele muntelui Ceaclău. Mare lucru. Zic așa, că este mai aproape de Dumnezeu și avem și noi fim și duhovnicește și sufletește mai liniștit, să zic așa. Și am început să scriu eu niște poezii de acum vreo 3 săptămâni de zile, îmi vine așa în cap și am scris o poezie care aș vrea să vă spun și dumneavoastră. Vă rog frumos, lucru minunat, da. Da. Am scris mai multe poezii în 3 săptămâni, dar toate vin așa de la Duh Sfânt, nu știu. Eu cânt prin casă și de fapt îmi vin poeziile în minte. Și poezia se numește așa, Crucea noastră. Mai sfântă mângâiere nu-i pe acest pământ de suferință, pentru creștin ca Sfânta Cruce, slăvitul semn de biruință. Să-și ieie fiecare crucea, așa-i porunca lui Iisus, dacă voiește ca să ajungă în sânul raiului de sus. Când seara mergem la culcare, cu crucea sfântă ne închinăm și tot cu ea începem ziua când dimineața ne sculăm. La masă când ne așezăm, prin cruce mulțumim mereu pentru bucatele toate trimise de la Dumnezeu. Și ori în ce călătorie de vrem cu vasă ca să plecăm, plin de nădejdea în Dumnezeu, noi tot cu crucea ne însemnăm. Și dacă ea e nădejdea noastră și ajutorul cel mai sfânt, de ce se mai găsesc ființe rele pe acest pământ? Iisus s-a răstignit pe cruce și a fost bătut în cuie și noi ca orbi nu vedem pentru a noastră mântuire. Tatăl a trimis pe Fiu în lumea plină de păcate. Și noi n-am înțeles nici cum să ne luăm crucea în spate și să-i urmăm lui Domnul Iisus atâtea zile câte avem și tot ce ar fi pe acest pământ să nu ne lepădăm de el. Da. Și tu pe cruce când ai fost uit, ochii la ceruri ție ai ațintit și te-ai rugat cu cuvinte îngerești tot pe noi să ne mântuiești. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Iartă-i, Doamne, că sunt în păcat. Iartă-i, Doamne, că pentru ei m-am răstignit și cuvântul Tău s-a împlinit. Și ultima strofă, și de atunci avem cu toți o cruce și cu toții să o putem duce și să o cărăm cu toții în spate și de la Domnul să nu ne abatem. Da. Da, interesant. Foarte interesant, mai cu seamă că preocuparea principală nu este aceasta și asta înseamnă o nevoie a sufletului de a găsi liniștea. Da, vă mulțumim frumos pentru telefon. Să scrieți. Așa, poate că vă dă și o ascultare, Părintele Duhovnic, să scrieți o carte de poezii, să le consemnați, pentru că ele, sigur, vin și, dar în asemenea, în aceeași măsură și pleacă dacă nu le scrieți pe hârtie. Și cu timpul, să știți că inima poate să nască, să întrupeze cuvinte care să aducă mângâiere. Să știți că în închisorile comuniste,
acolo unde a avut loc cel mai formidabil experiment de desfigurare a sufletului, de lepădare de Hristos, în închisorile, în Pitești, acolo unde erau, în sfârșit, în închisorile unde erau studenții, unde erau elitele acestui popor, supraviețuirea a fost posibilă și datorită rugăciunii, și datorită poeziei. Adică, fără doar și poate că singura modalitate de supraviețuire într-un univers concentraționar de tipul acesta de exterminare și de desfigurare este credința și rugăciunea. Dar în același timp, poezia a fost acolo o armă excepțională. Și asta am auzit-o de la oameni de la supraviețuit, nu de la supraviețuitori, de la biruitori, pentru că ei nu au fost supraviețuitori, ci au fost învingători, sunt învingători și biruitori. Așa că să scrieți poezie, mi-a plăcut crucea, într-adevăr, cine fuge de cruce, fuge de mântuire, fuge de înviere și de nemurire, fiindcă cu adevărat nu există o școală mai înaltă decât a suferinței. Nu există o școală mai înaltă decât suferința. De-abia când ești zdrobit cu totul în suferința ta și te smerești în această suferință și ți se pare că ești la marginea răbdării și a nădejdii, atunci are loc întâlnirea cu Hristos în inimă. Aceasta este școala pe care a lăsat-o Dumnezeu, sigur, celor care voiesc, de aceea și spune cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine și să ia crucea, adică nu se poate fără cruce, nu se poate fără suferință. Vor spune probabil necredincioșii sau puțin credincioșii ce fel de religie este asta. Ei bine, vă spun și vă mărturisesc că este o religie a iubirii. Mult am iubit pătimirea, spune Sfântul Luca al Crimeii. Cine dintre noi, atunci când pătimește o zdrobire, spune: Da, Doamne, și mai multe trebuie să primesc pentru păcatele mele. Foarte puțini, cei mai puțini dintre noi pot să spun aceasta, pentru că atunci când vine ispita, atunci când vine încercarea, sigur că toată mintea și inima sunt concentrate să scape de acea durere. Dacă am putea atunci să ne dezlipim și să ducem mintea către Hristos, adică să o ducem în inimă, imediat am transfigura acea durere în bucurie și am vedea iubirea lui Hristos. Aceasta este cananeanca noastră, o femeie excepțională care va rămâne în veșnicie singura persoană din Scriptură față de care Dumnezeu a avut o exclamație de tipul acesta: O femeie, mare este credința ta. Rămân pe aceeași poziție, că este vremea femeii acum, fiindcă este foarte important ca lucrarea ei să fie pusă în slujba bisericii și în slujba lui Dumnezeu, adică a omului. Până duminica viitoare, vă doresc să aveți parte de nădejde, de pace, de răbdare, de bucurie și de un crâmpei, măcar un crâmpei din Sfânta Evanghelie. Toate cele bune!